dacă vii să-ți cânti cântarea și pleci când se predică, dacă vii atunci când e frumos și nu mai e chef de rugăciune, vreau să spun că fur slava lui Dumnezeu. Vii aici numai ca să te etalezi cine ești. Eu mă uit și judec pe frați. Eu cred că ăla-i nebocăit, ăla-i lumesc, ăla-i așa, ăsta are ceva cu mine și mă simt întotdeauna supărat la biserică. Toți îl vrem pe Iisus Hristos. Când e vorba de vindecare, când e vorba de ungere cu un de lemn, când e vorba de prorocie, toți îl vrem pe Hristos. Dar când ne cere Hristos să ne pocăim din toată inima, nu mai avem nevoie de El, să meargă la alții, numai că n-am eu nevoie să mai vină Hristos la mine. Dragii mei, aș vrea să împărtășim câteva gânduri acum spre finele programului acestuia și îngăduiți-mă ca să putem avea câteva gânduri, nu va fi o predică întreagă, dar aș vrea să rămânem cu un mesaj în această seară. Se vorbea despre, în textul citit, despre gonirea vânzătorilor din templu, curățirea care a făcut-o Domnul Iisus și reforma care s-a întâmplat. Ca să putem înțelege ce a însemnat aceasta, va trebui să înțelegeți ce se întâmpla în ziua aceea. Când a intrat Iisus în Ierusalim, toată cetatea, toți oamenii au început să se frământe și se puneau întrebări: cine este acesta? Este el oare cumva prorocul? Și sintagma prorocul nu însemna un proroc, ci însemna acela care avea să vină, cel care avea să vină în locul lui Moise, acel mare proroc de care toți aveau să asculte. Era de fapt Mesia despre care se vorbea și priveau la Hristos direct ca la Mesia, realizând că în El aveau să fie soluționate toate problemele lor. Așa de mare era anticiparea, încât ne spune în Luca, în capitolul 19, că atunci când se apropia de Ierusalim, ucenicii erau așa de în așteptare, încât credeau că numai decât acum avea El să instaureze împărăția lui Dumnezeu și să preia controlul. Intrarea în Ierusalim pentru ei marca, de fapt, o declarație de război pentru romani și izbăvirea Israelului din lupta în care ei se aflau. Tot norodul a început să strige Osana fiului David. Și pentru noi astăzi cuvântul Osana e un fel de aleluia, un fel de laudă la adresa lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul Osana, după Psalmul 118, de unde de fapt apare această expresie, este un strigăt de ajutor. Osana înseamnă ascultă-ne acum. Asta înseamnă Osana. De aceea găsiți în Psalmul 118, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Noi așa le-am tradus. De fapt, acolo este Hoșana, care înseamnă ascultă-ne, Doamne, acum. Asta strigau ei: ascultă-ne acum, fiul lui David. Acum dă biruință, acum dă eliberare. Tot norodul striga spre lauda lui Hristos. Dar deodată tot norodul se oprește. Și din toată lauda aceea mai rămâne un singur segment, copiii care îl mai lăudau pe Iisus. Ne spune în versetul 15: dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând, în nou ne spune că tot norodul striga, dar acum numai copiii au mai rămas să strige. Ei au rămas conectați la ceea ce făcuse norodul mai devreme, dar adulții și-au dat seama că ăsta Mesia nu-i ce au ei nevoie. Pentru că în momentul când a intrat în templu, a început să facă curățenie. Dar observați unde se face curățenie. A găsit negustorii, pe cei care erau prezenți să facă business și toți împreună vroiau să vândă ce aveau de vândut. Unde vindeau ei? Era în așa numita curtea neamurilor. Aș ruga, dacă se poate, să punem slide-ul care l-am pregătit pentru predică în această seară și vreau să priviți aici cum arăta templul în timpul Domnului Iisus. A fost construit de Nemia și de Ezra și reîntărit de Irod cel Mare. Acesta era templul în timpul acela. Și după cum puteți să vedeți în partea laterală, sunt două părți mai mari în jurul acelei mici construcții din mijloc, care era templul propriu zis. Te rog să stai mai departe, Inu, ca să putem să observăm. Am făcut aici un chenar care se poate observa în partea stângă și în partea dreaptă era așa numită curtea neamurilor. Aici se vindeau oi, capre, miei, tot ceea ce era nevoie, turturele. Aici se schimbau bani. Veneau din țările lor cu valuta lor și ca să fie acceptată la templu, trebuia schimbată după valuta templului. Și aici se schimbau. Nu erau în templu propriu-zis, era în curtea din prejurul templului, după care se intra, dacă vreți, în curtea exterioară și apoi curtea preoților unde se aduceau jertfele. Acolo nu puteau intra neamurile. Neamurile numai
aducea în curtea de periferie să intra și învățau și ei despre evrei. Aici a început să facă curățenie Iisus. A început să-i scoată afară pe cei care vindeau. A început să-i alunge pe cei care făceau schimb valutar. A început să facă curățenie. Și deodată, din euforia aia, Osana, fiul lui David, se oprește poporul. Mai strigau copiii, dar ceilalți nu mai strigau, pentru că au văzut că le strica rânduiala, le strica business-ul, le strica ce aveau ei și se gândeau, dacă ăsta e Mesia, când intră înăuntru, ăsta o să ne lase de acum să facem bani mai mulți, o să ne dea mâncare din cer, o să-i omoare pe roman cu o singură vorbă și o să fim cu adevărat o împărăție veșnică și noi o să rămânem mai departe cu banii noștri. Și tocmai banii lor îi strică Domnul Iisus, mulțumesc celor de la stație. Asta se întâmplă când intră El în templu. Începe să facă o curățenie generală, pentru că în templu se făcea comerț, în templul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, aș vrea să vă spun că acel templu a fost, dar astăzi nu mai este acel templu, în schimb este totuși un templu. Ne spune Sfânta Scriptură că noi suntem templul lui Dumnezeu. Trupurile noastre sunt temple al lui Dumnezeu, unde El și-a pus Duhul Sfânt să locuiască noi. Dumnezeu nu vrea temple de piatră, nu vrea biserici colosale. Dumnezeu vrea să părtășească cu noi în Duhul nostru prin Duhul Sfânt. Aici rezidă prezența lui Dumnezeu. În fiecare dintre noi se coboară Duhul Sfânt să aibă Dumnezeu comuniune cu noi. Și Dumnezeu vrea să fie curățenie în templul Său. Se făcea un comerț asidu în templu. Și dacă veți observa în pasajul nostru, de trei ori se folosește sintagma în templu. În versetul 12, în templu, cumpărau un templu. În 14, au venit la el în templu. În 15, strigând copiii în templu. Toate acestea în templu denotă trei ipostaze care pot arăta comerțul care se face în templul nostru. În acest trup în care a trebuit să locuiască prezența Duhului Sfânt. Și îngăduiți-mi, dragii mei, pe scurt doar să vi le număr și să ne cercetăm în această seară dacă nu cumva mai trebuie să facem și noi curățenie în templul nostru. Știți, dragii mei, că s-a mai făcut curățenie mai devreme? Cu 3 ani mai devreme, Domnul Iisus Hristos a făcut curățenie în templu. În Ioan, în capitolul 2, chiar la începutul misiunii sale, după minunea din Cana Galileea, a mers la Ierusalim, a făcut curățenie în templu, a alungat pe toți afară care făceau negustorii ca să sfințească templul Domnului. Au trecut 3 ani și se reîndorseseră aceleași bișnițari. Și, dragii mei, de când te-a sfințit Iisus Hristos, de când te-a chemat la sfânta pocăință, eu mă întreb, în viața mea și în viața dumneavoastră, au mai apărut bișnițarii vechi să facă bișniți, dacă vreți, în templul lui Dumnezeu? În templul acesta trebuie curăție, în templul acesta trebuie să fie curat ca Dumnezeu să locuiască între noi. Doamne, ajută la aceasta! Curățenie în templul lui Dumnezeu. Care era comerțul care se făcea și se face astăzi în templul lui Dumnezeu, în trupurile noastre? În primul rând, dragii mei, furau slava lui Dumnezeu. Spunea versetul 15, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. De ce? Pentru că ne spune mai târziu în cartea Matei, când l-au dat în mâinile lui Pilat, de ce l-au dat, dragii mei? Din pismă, din invidie, că nu vroiau ei să le ia cineva slava lor, au vrut numai ei să o aibă. Ei, dragii mei, se poate că facem comerț în templul lui Dumnezeu când furăm slava lui Dumnezeu. Cum ziceam de mai multe ori, dragii mei, Dumnezeu împarte cu noi bunătățile sale, harul său, cerul său, mântuirea ne-o dă, dar un lucru Dumnezeu nu va împărți niciodată. Slava aparține numai lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Orice s-ar întâmpla, orice minuni, orice lucrare face Dumnezeu prin noi, întotdeauna lăudat să fie Domnul și smerenia să fie a noastră. Îi furăm, facem comerț în templul Domnului când furăm slava lui Dumnezeu. Dacă vii la adunare
și stai în casa lui Dumnezeu și după ce ți-ai făcut și tu lucrărica ta, nu mai ai niciun fel de participare, ești complet absent de ceea ce se întâmplă, vreau să spun că furi slava lui Dumnezeu. Dacă vii să-ți cânti cântarea și pleci când se predică, dacă vii atunci când e frumos și nu mai ai chef de rugăciune, dacă nu ești atent în timpul programului și tot stai și te uiți pe pereți și te gândești dacă nu-i gata programul astăzi, vreau să spun că furi slava lui Dumnezeu. Vii aici numai ca să te etalezi cine ești, dar încolo tu vrei slava, Dumnezeu nu poate să-și ia. Ei, dragii mei, facem comerț în templul ăsta în momentul când furăm slava lui Dumnezeu. Orice se face în casa Domnului să fie spre slava lui Dumnezeu. Dacă se cântă, se predică, dacă ne rugăm, dacă stăm pe bancă și ascultăm, toate să fie spre slava și lauda lui Dumnezeu. Că Dumnezeu n-are nevoie de jertfa nebună. Dumnezeu are nevoie de jertfe curate care să proslăvească numele Său. Măriți să fie Domnul! Doamne, ajută-ne să facem curățenie în templul Domnului. Nu cumva în curtea noastră să fie loc și pentru euul nostru. Noi să răstignim euul ca preamărit să fie Dumnezeu. Spunea Ioan, eu trebuie să scad ca El să crească. Și îmi doresc întotdeauna oricare lucrare se face în casa Domnului. Că când sunt fanfară, în cor, că vii la o slujire, că predici la amvon, că prorocești, orice am face, întotdeauna preamărit să fie Domnul. Și noi să rămânem smeriți. Doamne, ajută la aceasta. Trebuie, dragii mei, să facem curățenie în templul Domnului, că se poate să facem comerț în templul acesta în momentul când facem schimb valutar. Ne spune în versetul 12, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbeli. Ascultați-mă, dragii mei, dacă toată ziulica, dacă orice moment liber care l-ai, îl petreci pe TikTok, pe Snapchat, pe Instagram, pe Twitter, pe Pinterest, dacă stai la YouTube, la Facebook, la soap operas, la Netflix, la filme, la show-uri, la CTV, la CNN, dacă toată ziua ți-o petreci numai în lucruri carnale ale mass media acestea, când vii la biserică tu vrei să faci schimb valutar, în mintea ta s-a înmagazinat numai mizeria lumii acestea, dar n-am văzut nimic a necurat, nu? Ai văzut destule, numai nu ești încă de ajuns de sensibil ca să realizezi ce a intrat în magazia inimii tale. Și stând în continuu online, că aceste device au ajuns să ne mănânce puterea și să ne fure toată seva noastră, până într-acolo, cât nici părtășia cu Domnul în adunare nu poate opri pentru noi statul pe Snapchat, pe Instagram și pe alte lucruri. Pentru că acestea, dragii mei, creează un schimb valutar. Eu vin la templu cu toate înmagazinate și când intru aici, aș vrea să-mi dau moneda mea pentru altă monedă. Har în rugăciune, putere în predicare, frumusețe în cântare, toate astea le vrem când venim la adunare. Dar, dragii mei, nu se poate face schimb valutar. Dumnezeu vrea să avem aceeași valută în orice moment al vieții noastre. Sfințenia este podoaba casei Domnului. Cât vor ținea veacurile, mărit să fie numele Domnului. Îi nevoie ca întotdeauna valuta noastră să fie aceeași cu templul lui Dumnezeu. Când templul se făcea schimb valutar. Și, dragii mei, nu poți vedea vedenile lui Dumnezeu dacă noaptea stai și vezi mizeria lumii acesteia. Dacă ți-ai înfundat inima cu tot ceea ce este lumesc, carnal și murdar, nu te aștepta să-L simți pe Dumnezeu la părtășie. Credința locuiește într-un cuget curat și sfințit de Dumnezeu. Acolo unde Duhul Sfânt pătrunde, unde ne luminează mintea noastră, Pavel spunea, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, îi nevoie de lumină din partea Duhului Sfânt. Și dacă nu mai simțim în viața noastră nicio condamnare, înseamnă că avem nevoie să ne recalibrăm cântarul vieții noastre. Poate deveni ca acel cântar pe care se cântărește, dacă vreți, camioanele mari. Avem nevoie de cântarul de farmacie, pe care orice mic praf să fie sesizat, ca să păstrăm o curăție absolută în inima și în cugetul nostru. Doamne, ajută la aceasta! Să nu cumva să facem schimb valutar la biserică. Să nu cumva să magazinăm toată săptămâna mizeria, ca apoi să gândim că dacă venim aici, Dumnezeu e obligat să ne ia mizeria, să ne ia numai har nouă. Îi nevoie să ne pocăim, dragii mei. Și atunci când ajungem aici, împărtășia aceea frumoasă cu moneda Duhului Sfânt, atunci să fie har în adunare, să fie har în rugăciune, să lase Dumnezeu semne și minuni în biserică și Dumnezeu să lucreze între noi. Măriți să fie Domnul aceasta! Comerț în templul lui Dumnezeu. Dragii mei, se face comerț în templul lui Dumnezeu când acceptăm păcatele de duh
în viața noastră. Versetul 14. Niște orbi și șchiop au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturari au văzut minunile pe care le făcea și s-au mâniat. Ei, dragii mei, când ne-am obișnuit cu păcatele de Duh, apare o mare problemă vis-a-vis de ceea ce înseamnă părtășia noastră cu Dumnezeu. Și venim la adunare cu păcatele de Duh în sacul nostru și ne mirăm că nu simțim har. Știți care sunt păcatele de Duh, dragii mei? Alea care sunt acceptabile. Invidia, mândria, ranchiuna, supărarea, iuțimia, clevetirea, toate astea sunt păcate de Duh și pe noi nu ne mai deranjează. Ne deranjează curvia, imoralitatea, păi normal că alea-s din lume, nici n-au de-a face cu noi, dar astea sunt acceptabile. Hai să vă spun una care e tot prezentă între noi. Bănuiala rea. Știți că asta e prezent între noi? Mă uit la fratele și mă gândesc, cred că ăla are ceva cu mine. Ăla are ceva cu mine, sigur, și îl judec în toate formele, neștiind că ăla chiar n-are nimic absolut cu mine. Și zice Sfânta Scriptură, nu judecați nimic înainte de vreme. Are să vină Domnul Hristos și se va da pe față tainele inimii fiecăruia. Atunci se va vedea, de fapt, ce este inima noastră. Dar până atunci, eu mă uit și judec pe frați. Eu cred că ăla e nebocăit, ăla e lumesc, ăla e așa, ăsta are ceva cu mine și mă simt întotdeauna supărat la biserică. Toată lumea era în biserica asta, numai judecăți, numai răutăți, dar de unde percepția asta? Că am acceptat păcatele de Duh în templu, în templu, preoții care trebuia să facă slujba erau plini de invidie, de mânie. De ce-i vindecă ăsta? De ce pe ăștia-i vindecă? De ce aici? De ce lui vorbește Domnul și mie nu? De ce aici e har? De ce la mine nu? De ce se predică prea lung? De ce se cântă prea frumos? Toate astea sunt păcatele de Duh, dragii mei. Și dacă nu le curățăm din viața noastră, venim aici la templu și pierdem părtășia cu Dumnezeu. E nevoie să facem curățenie în templu Domnului, dragii mei. Să nu cumva să facem comerț în templul lui Dumnezeu, gândind că putem să venim de acasă cu tot bagajul păcatelor de Duh care le magazinăm și le vrem cu noi și mai apoi când venim la adunare, Dumnezeu n-are numai decât să ne dea și nouă har. E nevoie să ne pocăim. Și știți ce e interesant, dragii mei? Avem nevoie de Hristos, toți îl vrem pe Hristos, până începe să facă Hristos curățenie între noi. Că toți strigau Osana fiului David. Și în momentul când a început să facă curățenie în templu, s-au blocat toți. De aceea spune Hristos, de a-i fi cunoscut măcar azi vremea cercetării. Că noi am spune, păi dar cum, de ce zice cuvintele alea? Că uite, toți strigau aleluia, a venit Domnul. Eu nu am înțeles de ce-i supărat Domnul când ei se bucură că a venit. Pentru că s-au bucurat că a venit într-o anticipare greșită. Când de fapt apare și începe să facă ceea ce face Mesia, să spele, să curețe, să schimbe inima, deodată se dezic de un astfel de Mesia. Toți îl vrem pe Iisus Hristos când e vorba de vindecare, când e vorba de ungere cu un de lemn, când e vorba de prorocie, toți îl vrem pe Hristos, dar când ne cere Hristos să ne pocăim din toată inima, când ne cere Hristos să curățăm templul trupului nostru, când ne cere să lăsăm lumea aceasta, păcatele lumii, invidia, răutatea, păcate Duh, nu mai avem nevoie de El, să meargă la alții, numai că n-am eu nevoie să mai vină Hristos la mine. Ei, dragii mei, să nu cumva să-L întristăm pe Dumnezeu, să nu cumva să plece Hristos de la noi, înspre altă localitate, că în templul nostru nu vrem să facem curat. A intrat Iisus Hristos să facă curățenie. Și citează două texte vechi testamentare. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Isaia 56. Și apoi, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Din Ieremia, în capitolul 7, spune Domnul, voi mințiți, voi sunteți răi, aveți răutate, judecați, urâți pe frații voștri și apoi veniți la casa mea și gândiți că eu sunt obligat să vă dau vouă har. De ce faceți casa mea o peșteră de tâlhari? Asta scrie în Ieremia, asta citea Domnul Hristos. Nu te măguli, dragul meu ascultător, că poți să trăiești viața cum vrei, nu în păcate grave, în astea care mi le permit eu mie, că și eu sunt om slab și apoi Dumnezeu obligat să mă ajute. Dumnezeu vrea curățenie în viața noastră. Hai să curățăm templul nostru, dragii mei, ca să aibă Hristos loc să facă ce vrea în viața noastră. Să lăsăm pe Hristos să curețe cu desăvârșire templul nostru. Și observați, dragii mei, curtea neamurilor
a fost sfințită. Nu sfânta sfintelor, curtea neamurilor. Știi ce înseamnă asta? Periferia vieții mele. Lucruri în care eu gândesc că Dumnezeu n-are ce intra acolo. Da, sigur, inima mea, gândul meu, vorba mea, asfia Domnului. Dar încolo business-ul meu, dar încolo plăcerile mele, dar încolo ceea ce îmi place mie să fac, aia e treaba mea, nu-i treaba Domnului. Dumnezeu vrea toată viața noastră, de la un punct până la celălalt, tot ce este al nostru îi a lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți al voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Doamne, ajută la aceasta! Și Dumnezeu să ne capaciteze să lăsăm să ne sfințească din toată inima, să ne facă în noi cu adevărat voia sa și să ne ajute, dragii mei, să trăim o viață cu adevărat întru totul dedicată lui Dumnezeu. După ce reafirmă Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6 cu 16 că noi suntem templul lui Dumnezeu și el nu se împacă cu idolii. Idolii sunt aia care îți mâncă puterea până și când ești la biserică. Revin, acele show-uri, lucruri, filme, memes care le trimiți unul la altul, care nici măcar în biserică nu le poți lăsa, ăia-s idoli. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Sau, dragii mei, căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și acum ascultați, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Doamne, ajută la aceasta! Să lăsăm pe Dumnezeu să sfințească templul nostru și să nu mai facem comerț în templul lui Dumnezeu. Se întoarce într-o zi Tata, dragii mei. Și când se va întoarce El, nu mai dă timp de pregătire. Atunci va trebui să găsească templul curat așa cum îl vrea El. Dacă nu, nu uitați că Dumnezeu nu se joacă cu principiile sale. Atunci când și-a bătut joc la Shilo, Dumnezeu i-a nimicit. Când și-au bătut joc de templul Domnului, le-a distrus templul. L-au reconstruit din nou și în anul 70 după Hristos, iar l-a distrus Dumnezeu ca să le arate că Dumnezeu nu se împiedică în ceremoniile noastre. Dacă nu suntem pocăiți, îi vai de noi. Și dacă ne pocăim, are Dumnezeu har să ne păstreze în mântuire până în ziua când va veni să ne ducă acasă. De aceea, dragii mei, să nu mai facem comerț în templul lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Domnul să ne sfințească, să ne curățească și să ducem sfințirea până la capăt. Amin.